Bun găsit, doamnelor, domnilor, Octavian Stănciu sunt astăzi la Tribuna Polisportivă. Vorbim despre fotbal. Invitat este domnul Mircea Accente, fostul vârf de atac al Politehnicii, retras din activitate chiar din tricoul alb-violet în urmă cu un an și câteva luni, în toamna 2021. Acum Mircea este intermediar de jucători, printre altele, pentru care și alte ocupații, vom vorbi și despre asta, și a contribuit, a spune, într-o măsură extraordinar de mare la transferul reușit de Politehnica în urmă cu exact o săptămână, cel mai spectaculos de până acum din această iarnă. Cristian Gavra, de la Ripensia, a trecut și el în alb-violet, un post care ne-a dat nouă poliștilor mari bătăi de cap în ultimii ani, acela de atacant central. Mircea, bine ai venit! Bună seara, în primul rând, dumneavoastră și tuturor poliștilor. Mulțumesc de invitație. Mă bucur să mă aflu din nou în studio și aștept cu nerăbdare întrebările. Păi, prima întrebare este legată de noua ta activitate, aceasta de intermediar de jucători. Se spune că nu este același lucru cu agent de jucători FIFA. Asta e o treaptă oarecum superioară, să zic, da? Da. Unde implică alte chestii, o garanție financiară destul exact. De serioasă. Da. Ai de gând să mergi către această carieră? Da, deocamdată așa am decis să țin încă legătura cu fotbalul, să fiu încă conectat la fenomen. Și pentru că am avut de-a lungul anilor, mi-am creat destule relații și la cluburi și cu jucători și am simțit, mai ales din partea jucătorilor, că au încredere în mine și automat, vrând și eu să pot să-i ajut, această meserie poți să faci lucrul acesta, să poți să-i ajuți pe jucători, să ai grijă de ei, să le dai sfaturi, să intervii în anumite situații pe care poate ei nu le-au mai avut până atunci, tu fiind fost jucător, le-ai mai trăit, știi cum să le gestionezi, știi ce să le spui și cum să-i sfătuiești. De asta, cumva, mie îmi place să spun că sunt un consultant al lor, un sfătuitor, un frate mai mare, pot să-mi ceară mereu sfatul. Deci nu e vorba doar de momentul în care trebuie să meargă la o altă echipă sau să-și găsească o altă echipă sau alt angajament. E vorba și de strict în timpul sezonului. Au probleme, nu joacă, antrenorul are o problemă cu el, eu știu ce se poate întâmpla, ce pot interveni și așa mai departe. Deci relația se creează aproape în fiecare zi, săptămânal, meci cu meci. Da, tu ai și toate calitățile necesare pentru această funcție, având în vedere nivelul la care ai jucat, un nivel important, ai fost și în, nici nu mai știu, în câte țări, Cipru, Israel, nici nu mai știu, mai e da. Și alta. În Arabia Saudită. Arabia Saudită, bravo, uitasem de Arabia Saudită. Ai prins vremuri foarte frumoase, atât în alb-violet, pe vremea fostei echipe numită ultima dată FC Timișoara, care sigur că a dus mai departe tradiția polistă. Ai fost la Dinamo, unde ai avut o perioadă bună, ai jucat la, da. un nivel bun. De asemenea, să spunem că ești licențiat în, nu mai știu, la Politehnică ceva? Da, master, management antreprenorial și administrarea afacerilor. Auziți, deci management antreprenorial știu de la din surse didactice, să zic așa, că ești și un tip foarte, foarte inteligent și te-ai dedicat și școlii, ceea ce e foarte bine. De la foștii tăi antrenori, de la mulți dintre ei știu că ai și un caracter foarte bun, ești un om de echipă, te-am cunoscut și personal, deja sunt câțiva da. Și ai toate calitățile. Hai mulțumesc. Să vedem cum ai reușit să-l aduci, să pui umărul la acest spectaculos transfer, mai ales în condițiile în care, în acel moment, lunea trecută, nu era încă ridicată interdicția la transferuri aplicată Politehnicii, s-a ridicat în ședința de joi da. A Comisiei de Recurs, iar vineri Federația Română a publicat pe site-ul oficial era, decizia. Era bine, știam cu toții că se va ridica, știam lucrul ăsta, era o formalitate care urma să se întâmple. Dar
Și în condițiile în care și antrenorul Tavi Benga a tot zis, inclusiv public, că bugetul de salarii este mult mai mic decât a fost în toamnă. Și iată că un transfer foarte interesant, un jucător cu un background foarte solid, a crescut la Gică Hagi, care se anunța chiar un talent foarte, foarte bun. Din păcate a avut o accidentare care l-a tras, era și tânăr atunci. Cristi Gavra a bifat toate naționalele de juniori la rând. De senior. Cu golul și cu... Inclusiv meciuri oficiale la naționala de tineret. Exact, exact, da. Meciuri în Liga 1, nu mai zic, pentru mai multe echipe, în special pentru viitorul lui Gică Hagi. Gică Hagi, din câte cred, a crezut foarte mult în el. Da. Dar iată că, din păcate, și la fel o problemă a avut și timișoreanul nostru, Carlo Casap, care a revenit, l-am văzut și ieri pe Arena Națională, intrând bine în joc, în derbiul de ieri al etapei, FCSB Farul. Da. Da. Două, trei vorbe despre Cristi Gavra, pentru că știu că ai contribuit și la transferul lui în urmă cu un an, la Ripensia. Da. Nu mai știu de unde venea atunci. El a venit atunci de la Clinceni. De la Academica, da. Situația aceea grea acolo, unde nu au mai fost plătiți. Și a dorit să plece, a vrut să vină undeva aproape de casă, Cristi din Arad. El fiind din Arad. Da. Atunci am găsit varianta Ripensia. Acum, în iarnă, cei de la Ripensia s-au schimbat puțin strategia. Da, Ripensia a renunțat în această iarnă la marea majoritate a titularilor din toamnă, dorind să pună accent pe propria pepinieră. Exact, exact, da. Iar ce a contat foarte mult pentru Cristi, odată faptul că Poli, ca și club, e un club de tradiție, e un brand, iar apoi el și-a dorit să rămână în continuare aproape de casă, chiar dacă a mai avut oferte atât financiare, cât și de la echipe clasate mult mai sus în clasament, în Liga a doua, mai bune, clar. Dar el și-a dorit cu el să stea acasă și să rămână la UTA, la juniori, că la seniori e clar că nu. N-a jucat niciodată la UTA. Înainte de a pleca la Academie, la Hagi. A fost la UTA? Da. Nu la alt club din Arad, la Atletico? Nu, sau? La UTA chiar. La UTA, da. 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 Oricum, e clar că el nu este, să zic așa, un utis pur sânge din moment ce e plecat de atâția. Deci, da, și oricum, da, discuțiile astea nu și-au rostul. Tu ai plecat de la Poli. Cristi, tu ai plecat de la Poli la Dinamo. Deci, da. Da. În fotbalul de astăzi... Oricum. Și apoi am venit de la Dinamo la Poli. Da. Pentru noi, pentru Politehnica, Gavra ar trebui să fie aur curat. Să rezolve un post care, repet, ne-a dat multe bătăi de cap. A și marcat la debut sâmbătă la 5-1 cu Avântul Peria. A marcat golul de 2-1 al echipei. Cu siguranță la experiența și valoarea lui se va integra. Da, pe lângă calitatea aceasta de marcator, Cristi joacă foarte bine și pentru echipă. Eu spune și că nu ca e asist. Neapărat un marcator, mai ales văzând cifrele lui de-a lungul anilor, dar exact asta voiam să punctez, multe pase de gol are. Da. Da. Se pune în slujba echipei, știe foarte bine jocul, combinativ, execuții foarte fine are. Și mi-amintesc eu zic că se vede repede, iese în evidență. Mi-amintesc un meci în toamnă, Ripensia FCU Craiova în Cupa României pe stadionul Electrica. L-am văzut pe Gavra jucând extraordinar, e părerea mea, împotriva unei echipe de Liga 1 cu unele pretenții, nu? FCU Craiova. Da. Da, asta zic, că vine și după o jumătate de sezon în care a jucat meci de meci bună. Era, zic eu, greu să găsești un atacant, un număr nou, că ei de obicei cel mai repede se dau, cum ar veni, sunt căutați. Și să-l găsești și liber și să poată să fie dispus să vină și să și intre în bugetul tău. De asta zic, eu zic că raportul calitate-preț e foarte bun în momentul de față, la ce s-a putut face pentru club în situația de față. Îl rog pe colegul meu, Dani Șoșdean, din regie să pregătească. Avem o fotografie realizată, uitați-o, realizată și o lăsăm puțin pe ecran, realizată cu ocazia acestui transfer la sediul clubului Politehnica. De la stânga este invitatul nostru, Mircea Axente, apoi este Cristi Gavra, domnul președinte al clubului, Ovidiu Cuc, și directorul general, domnul Doru Plăvițu,
Dar ce vreau să vă spun, este foarte interesant că toți aceștia au fost vârfuri de atac la Politehnica Timișoara. Demir Ceaxente, v-am zis, a fost, să zic, la granița anilor 2000 și 2010, înțelegeți ce mă refer la decade, da? La FC Timișoara, revenind apoi la actualul proiect Polist în 2019 și retrăgându-se din activitatea de jucător în 2021. Cristi Gavra a semnat acum, Ovidiu Cuc la începutul anilor 90 a jucat la Poli, marcând golul din celebrul Poli-Real Madrid 1-1 în Cupa UEFA 1992, după care a plecat în Spania, în segunda divizion, unde a jucat foarte mulți ani. Iar Doru Plăvițu a apărut la Poli imediat după anul 1980, anul, a spune, cel mai performant din istoria, iată, de peste 100 de ani a clubului, când Poli a cucerit Cupa României și a eliminat pe Celtic Glasgow din Cupa Cupelor. Doru Plăvițu a apărut imediat după acel an. N-a jucat mult la Poli, câteva meciuri în divizia, dar era și greu, erau pe atunci Nedelcu 2, s-a întors și Mima Djukic, Vasile Nucă, eram încă, erau atacanți foarte buni și pentru Doru era greu să prindă atunci titular și a preferat să plece la alte cluburi. Așadar, atacanți poliști din patru generații diferite. Și îți mulțumesc, Dani, putem să revenim cu imaginea în platou. Ai contribuit de asemenea și la transferul realizat tot săptămâna trecută al lui Ervin Bacoș, tânărul nostru junior, născut 2004, la Miercurea Ciuc, FK Csíkszered, cum se numește echipa harghiteană. Este un împrumut până în vară, dar clubul de acolo are opțiune de cumpărare. Da. Da. Două vorbe și despre transferul ăsta. Mie, sincer, îmi pare tare rău că ne pierdem copiii crescuți de noi, dar înțelegem cu toții că dacă Timișoara nu este în stare să le ofere mai mult, îi pierdem pentru Chiajna, Slobozia, cum s-a întâmplat în ultimii ani. Acum, iată, Miercurea Ciuc. Să nu se supere cei de la Miercurea Ciuc, care sunt un club extrem de bine organizat și, da, și îi felicit și stabil și asta. Dar pe vremuri, Miercurea Ciuc nu exista în fotbalul românesc și spun asta ca un reproș la adresa Timișoarei, nu la adresa Harghitei. Atenție! Să vedem cât de mult am decăzut. Pe vremuri, Miercurea Ciuc era cu hockey-ul, da? Și iată că au ajuns să ia jucători de la Poli Timișoara. Deci, dragi timișoreni, că tot în această seară a avut loc o dezbatere între mai mulți factori de decizie din oraș, din județ, cu privire la viitorul fotbalului timișorean, trebuie să ne repunem serios pe treabă. Două vorbe despre trecerea lui Ervin Bacoș. Da, a apărut la un moment dat, am primit semnale din partea staffului că Ervin ar putea fi împrumutat. Staffful care? Staff de la Ciuc? Nu. De la Timișoara. Acum, da, drept dovadă și Olariu cu Pureca da, fost împrumutați. Tot în acel moment. Vor fi împrumutați la Phoenix Buzia și încă nu s-a parafat. Ok. Da. Tot în acel moment a fost informat și Ervin că poate merge și el împrumut. Da. Și automat am... Să joace meci de meci, da. Da, am început să căutăm variante. E clar că Miercurea Ciuc a fost una dintre ele pentru că e o echipă de Liga a doua. Se știe că se caută jucători de origine maghiară. Ervin se încadra în acest profil. El a avut un meci foarte bun și acolo când au jucat la Liga de Tinere. Da. Așa se numește. Exact. Iar cei de acolo l-au remarcat încă de pe atunci și așa am continuat discuțiile până am reușit să-l ducem împrumut cu opțiune de transfer să poată să fie toate părțile mulțumite, zic eu, din această tranzacție să poată să iasă. În cazul în care, normal, Ervin confirmă în această jumătate de an. El în prezent este în cantonament cu echipa mare, cu Csíkszereda în Antalya. Da, eu sper tare mult Ervin să joace foarte bine acolo și între timp atât de mult să se miște lucrurile la noi, la Timișoara, încât în vară el să spună nu mai vreau să rămân la Miercurea Ciuc, vreau să mă întorc la Poli, că uite ce proiect serios este acum acolo. Asta vreau. Mircea, da, vreau să vorbim și despre altă activitate a ta, cea de bază, să zic așa, după ce te-ai retras din activitate, aveai 34 de ani, da, în 2021,
Ți-ai deschis o sală de, nici nu știu cum să o numesc, de fitness sau cum, evident că nu îi dăm numele. Un studio de sport. Un studio de sport. Nu îi dăm numele, nu facem reclamă, nu asta e ideea, dar este foarte interesant ce faci de fapt acolo. Nu este pur și simplu o sală unde te duci și tragi de fiare, să zic așa. Te rog frumos să detaliezi. Da, în primul rând am plecat de la ideea de a deschide acest studio de sport, de la faptul că am vrut să fac ceva, să dau ceva înapoi sportului, fotbalului în privința mea, și anume și am căutat unde avem noi probleme ca și sportivi, și mă refer aici la în România. Și am spus că partea atletică e aceea care unde întâmpinăm probleme la un moment dat, că talentați suntem, îndemânatici la fel, dar partea fizică e cea care ne trage în jos. Și am făcut un training în Suedia, la o academie de viteză, și am pus bazele unui program, Performance Speed, spune la programul pe care l-am, e dedicat doar sportivilor de performanță, da. Care vor să se pregătească suplimentar. Suplimentar, exact. Vor să se pregătească suplimentar și să antreneze, în primul rând, partea atletică, motricitatea. În primul rând, să înveți să alegi corect, să plecăm de la bază. Baza se spune că tu lucrezi și cu cei mici, și da? Cu cei mici, cu juniori, copii de la 5-6 ani, din orice sport, exact, da? Pentru că de alergat îți trebuie să alergi la orice sport, nu? În primul rând, ca să joci fotbal, trebuie să știi să alergi. Corect, la fel, nu? Dacă vrei să joci polo pe apă, trebuie să înveți să înnoți. E același lucru, da? Da, și asta e o mare problemă. Și la hockey, nu? Mă uit la copiii care ajung chiar în școala generală și nu numai că nu știu să alerge, nu știu să meargă pe stradă. Da, exact. Deci de acolo plecăm, iar apoi urmează coordonarea, care e foarte importantă, și sunt o sumedenie de exerciții de coordonare care se pot face în scărițe, în diferite forme ale ei, plus formele vitezei pe care le pot antrena. Viteza de reacție, viteza de accelerație, schimbarea direcției de alergare și, foarte important, mai ales în fotbal, dar nu doar în fotbal, și în tenis și în alte sporturi, viteza minții, viteza de decizie. Asta e cu care schimbi decizia și care și treci de la un pas la celălalt. În urmă cu câțiva ani am citit un articol al unui foarte tânăr antrenor spaniol, dar un metodist, să zic așa, nu un antrenor în iarbă, efectiv, pe care l-am dat la tradus din spaniolă, și ei își pun problema reducerii timpului dintre momentul în care pleacă acea comandă de la creier către picior. Da. Fantastic. Și mă gândeam, asta era prin 2013, cred că 10 ani de atunci, da, 2013 era, și mă gândeam ce probleme își pun ei și unde suntem noi. Da. Asta în legătură cu ceea ce spui. Exact, exact. Asta e foarte, foarte important. Creierul să dea direcție piciorului, să știi unde să te miști, unde, în ce parte să te miști, să știi cu ce picior să jutezi, să știi cu ce picior să împingi, să pleci mai bine. Asta înseamnă tot, acesta e un ansamblu, niște rotițe care, dacă reușești să le faci să meargă toate împreună, atunci ești eficient cu adevărat. Că sunt, par mulți jucători care nu au viteză, dar mereu sunt în față. Fabregas, îl dau ca exemplu. Cesc Fabregas. Sunt și pe internet, pe YouTube, poate să caute cine își dorește. Sunt un jucător care nu-ți ia ochii printr-o viteză, dar faptul cât de coordonat aleargă și cât de eficient și știe când să frâneze și plasamentul, exact, la fel și acela. Era un metronom acolo, la mijlocul terenului. Sunt, de exemplu, pe YouTube, filmulețe din timpul antrenamentelor, cum făcea el jocuri de viteză cu William, cu Pedro, jucători de explozie, și pe care îi învingea. Îi bătea și nu-ți venea să crezi, că te uitai, mă, dar cum, Fabreg? Păi nu, totul că viteza minții imediat la el acționa și le lua fața la celor doi, la viteza de deplasare care aveau ceilalți. Și de asta zic că sunt mulți antrenori, cred că am auzit pe mulți, am avut și eu în perioada de juniorat, că cu viteza te naști.
ai viteză sau nu ai viteză. Aia nu se poate îmbunătăți. Nu există așa ceva. Nu există. Se poate îmbunătăți viteza dacă mai ai și viteză, ok. Există gena care, da, cu care te naști, dar dacă o îmbunătățești și pe aceea, Mbappé, dacă nu și-ar fi îmbunătățit viteza, rămânea, el nu e antrenat, e foarte antrenat ca să poată să alerge în felul acesta. Și asta spun, că și tehnica de alergare pe mine m-a ajutat foarte mult faptul că am fost un an de zile la atletism înainte să merg la fotbal. Da, n-am știut. Și m-a, da, și m-a, cum să zic, m-a format ca și la postură, ca la, da, 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 ca și postură, ca și poziționare, ca și mod de a alerga și adică ce aia mi-a fost baza. Viteză? Viteză alergam, dar în România nu se practică viteza, că n-am fost noi niciodată, nu. Noi pe rezistență fond, am fost mai buni, da. Da, și antrenam viteza la 2 săptămâni, cam așa, și în rest dădeam în jurul terenului ture și am zis stop, după un an de zile merg la fotbal totuși, că poate acolo da, e mai bine. O, și o alegere, da, foarte, da, bună. Și m-a ajutat foarte mult partea asta de tehnică de alergare, care e foarte importantă dacă reușești, mai ales pentru copiii, că nu e, și copiii imediat se pliază mult mai ușor decât un jucător deja pentru senior. Pentru că ne zi. Apropiem, da, de final, Mircea, să concluzionăm, ești așadar un preparator fizic, să zic, dar specializat pe partea asta de, da, atleticitate, să zic așa, de viteză. Partea atletică, da, exact. Da. De viteză e cuvântul de ordine, pentru că viteză e o abilitate care face diferența în sportul de astăzi. Absolut. Mă bucur tare mult și îți spun sincer că eu știam că ai o sală, dar credeam că e o sală de fitness. Da, este și și mă bucur că am aflat acest lucru, mă bucur că l-avem în Sportul Timișorean pe Sorin Sărândan, de asemenea foarte dedicat. Ca și, pe lângă asta, ca și colaborator care l-am în echipa de la sală, este Mihai Alexandru, profesorul de sport de la Politehnică. Da, care, da, la fel e Sorin Sărândan, da, în, da, departamentul de la noi de la Politehnică, pe care fost îl conduce preparator profesorul fizic Dan Ionescu. La Poli Timișoara. Sigur că da, acum acolo este și Alecu Ciorsag la departament. De asemenea, a fost preparator fizic la Poli. Da, este mare lucru. L-avem la echipa de seniori, iată, pe Miodrag Todorov, un tânăr care tot așa s-a specializat prin Italia, a fost și la Naționala de Seniori cu Edi Ordănescu, preparator fizic. Da, da, păstrez legătura și cu Miodrag, pentru că am avut câțiva jucători care, da, era normal să le știu programul, să vorbesc cu el ca să știu și eu ce continui, ce pot să îmbunătățesc și așa mai departe. Și cu Mio împărțim cumva aceleași cursuri, mereu căutăm din străinătate să ne documentăm. Și el e un tip foarte, foarte bine pregătit și știe ce, iată ce să facă. În sportul și în fotbalul timișorean și de aici din județ avem oameni tineri și foarte pricepuți, foarte dorniți să urce totul la un nivel mai sus. Mircea, sper că nu peste mult timp, când Poli va fi în Liga 1, ne vei aduce un atacant brazilian, cum l-a avut Wesley, Vaslui pe Wesley, da, care să ne dea 25 de goluri pe sezon, să mergem și noi în grupele Ligii Campionilor, să ne batem cu Real Madrid, să avem un stadion din ăsta ultramodern, să fim și noi ce am fost, nu? Îți mulțumesc tare mult că ai fost în emisiune aici, după foarte mult timp, aici în emisiune. Ultima dată erai încă jucător la Poli sau tocmai te-ai retras? Tocmai te-ai retras, da, atunci. Exact. Te felicit pentru drumul ăsta pe care ți l-ai ales. Este mare nevoie și de oameni atât de integri pe piața agenților de jucători. Să ne revedem cu bine, Mircea. Mulțumesc, la fel. Stimați telespectatori, noi ne revedem miercuri la Istoria Fotbalului. Între timp, nu uitați, în fiecare zi avem știri sportive legate de echipele Politehnicii din toate ramurile sportive în cadrul jurnalului de știri Teleuniversitatea. Să ne revedem sănătoși!